chiar aici, în cortul acesta, unde ați filmat dumneavoastră. De facem bani, nu facem, așa suntem. La carban de drum, să plecăm acasă. Da. Să înțeleg că autoritățile locale nu v-au lăsat să intrați. Da, da, de la primărie era toate chestia, de la primărie, da. De la primărie. Ce scuză au avut autoritățile locale? Absolut nicio scuză, nicio scuză. Și atunci ce au spus? De ce nu v-au lăsat să intrați? Face ură de ras, țigani, țigani. I-a numit chiar ăștia cu șatra. Chiar ăștia cu șatra nu au, ne-a băgat în țarcul ăsta aici. Mulțumirea. Vânzătorii nemulțumiți nu sunt pentru prima dată la sărbătoarea Bistriței. Aceștia au venit și în anii trecuți. Ei consideră că în acest an se face discriminare rasială. Că vine lumea, mănâncă un mic, vine copii să dăm la gălăni, să vedea o jucărie. Mamă, vreau și o jucărie, mai mult soiul ăla. Era altceva. Dar toată lumea se duce acolo și aici cine să vie? Dacă se vindea porci, dacă se vindea găini, dacă se vindea vaci, se vindea altceva, mai zicem. Dar aici cine vine? Toată lumea trage acolo. Aici cine vine? N-a pus nicio plancardă acolo să vadă și lumea de vânzare artizanaturi sau eu știu ce are omul de vânzare. Dar o firmă, dar n-a pus nimeni nimic, că asta e chiar bătaie de joc, dar barea știu să vină. Că a venit jandarmul ăla care e mână în mână cu el, dar l-a pus șeful cheliosul ăla. Așa este. Iată care este răspunsul municipalității în ceea ce privește problemele ridicate de comercianți. Să ne spuneți de ce nu li s-a dat voie romilor cu artizanatul să intre în fostul obor din Vișoara? Nu e vorba de a nu da voie cuiva, indiferent de etnie, e vorba de a reglementa tipurile de activități de comerț care se desfășoară în Heidenfeld, Vișoara. Dacă veți merge acolo, veți observa că sunt grupate pe zone de alimentație publică, de artizanat, parcuri de distracție, astfel încât nu era firesc să amestecăm aceste tipuri de comerț. Dacă cineva a solicitat acest lucru, nu a fost refuzată participarea lui la acțiunile respective. Guvernanții italieni îi vor sprijini pe minorii români aflați în Italia. Comisia pentru Muncă și Protecție Socială a avut ieri o întâlnire cu Comisia Parlamentară Mixtă Italiană, în cadrul căreia au discutat această problemă. Ieri la Palatul Parlamentului din București a avut loc întâlnirea Comisiei Parlamentare Mixte Italiene cu membrii Comisiei pentru Muncă și Protecție Socială a Camerei Deputaților. Printre temele dezbătute se numără acordul bilateral asupra cooperării pentru protecția minorilor români neînsoțiți sau în stare de dificultate aflați pe teritoriul Italiei. Parlamentului italian și am discutat două lucruri, cred eu, destul de importante legate de copii abandonați în Italia. Este vorba de 89 de cazuri. Copii între 0 și 6 ani, copii care au fost abandonați acolo și am discutat despre armonizarea legislației românești cu cea italiană în ideea respectării legislației europene în domeniul protecției copilului. Și doi, problema s-a referit la o discuție asupra Agenției Naționale de Protecție a Drepturilor Copilului. Este o agenție susținută la vremea respectivă de doamna Emma Nicholson. Și la sfârșit chiar a spus că ar trebui să-i mulțumim doamnei baronese pentru faptul că a insistat la acel moment să creăm această agenție și să o organizăm, pentru că Italia dorește să organizeze o asemenea agenție la nivel național. Acolo toate direcțiile pentru copii sunt descentralizate la nivelul primărilor și acum se confruntă cu o situație interesantă. În primul rând, nu au bani să susțină aceste instituții. Și, în al doilea rând, nu au o bază centralizată, astfel încât să știe în orice moment câți copii sunt în aceste instituții și mai ales câte familii doresc să adopte copii. Bodiș a mai declarat că niciun copil nu trebuie să fie neglijat, abuzat, rămas fără educație sau îngrijire medicală. Secretarul de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Ioan Andreica, a prezentat astăzi un scurt bilanț al acestui minister pe primele 6 luni ale anului. El a vorbit despre proiectele demarate în aceste luni la Bistrița. În cadrul unei conferințe de presă, secretarul de stat în Ministerul Dezvoltării Regionale, Ioan Andreica, a făcut publice atât realizările cât și proiectele întârziate din județul nostru, demarate de ministerul din care face parte. El a precizat că s-a rămas în urmă cu lucrările privind reabilitarea termică a blocurilor și a sălilor de sport. Ministerul nostru pe 6 luni de zile, deci pe primul semestru, și-a realizat obligațiile și-a realizat lucrările în partea de lucrări publice în proporție de 99,9%, deci nu zic 100%, că așa a fost exact, așa a ieșit din calcul.
per total în proporție 97%, fiind mici rămâneri în urmă doar la două programe, unul reabilitarea termică, pentru că a pornit foarte târziu și suntem dependenți de modul cum autoritățile publice locale își termină studiile de fezabilitate, proiectele tehnice și avizele. Deci, în ansamblu, ministerul nostru își continuă obligațiile care și le-a prevăzut în programul de guvernare pentru anul 2009 și implicit promisiunile făcute cu diferite prilejuri în diferite regiuni ale țării. Referitor la relația ministerului nostru cu județul Bistrița, de asemenea, ne străduim ca tot ceea ce am promis pentru județ să realizăm și, evident, de-a lungul, în timpul anului, pe măsură ce apar alte urgențe pentru județ, să le cuprindem în program, chiar dacă n-au fost cuprinse în bugetul începutului de an. Andreica a mai adăugat că în acest an va fi reabilitat Spitalul Județean prin fonduri europene. Reabilitată va fi și sinagoga. De la începutul anului, pompierii bistrițeni s-au confruntat cu peste 600 de cazuri. Cele mai multe au fost legate de intervențiile SMURD și de arderile necontrolate. Astăzi, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bistrița au făcut public bilanțul pe primul semestru al acestui an. În primele 6 luni, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, numărul intervențiilor a înregistrat o creștere de 160,78%. De la 232 de intervenții în primele 6 luni ale anului 2008, s-a ajuns la 605 intervenții în 2009. Cazurile de urgență asistate de SMURD au fost pe primul loc în topul situațiilor în care au trebuit să intervină pompierii. Nici arderile necontrolate și incendiile nu au lipsit din activitățile celor care se luptă cu focul. 198 de cazuri de urgență asistate de SMURD, 113 incendii, 185 de arderi necontrolate, 45 de arderi asistate de urgență, 20 de asistenți de persoane, 44 de acum pentru protecția comunităților. După cum se observă, numărul situației de urgență a crescut foarte, foarte mult în ultimii ani. Discutam cu colegii dacă în 2004-2003, într-un an de zile, grupul de pompieri, cursul grup de pompieri, aveam până în 200 de intervenții. Acum, primul semestru, sunt 605 situații de urgență. Pompierii au făcut tot ce le-a stat în putință să intervină acolo unde au fost chemați într-un timp cât mai scurt. Serviciile voluntare pentru situații de urgență au intervenit singure la 36 de incendii. Din total, iar la 27 de incendii au intervenit în cooperare cu serviciile profesioniste. În acest context, față de anul trecut, au crescut numărul de auto speciale care au intrat în dotarea serviciilor voluntare pentru situații de urgență. Este un mare câștig pentru noi, pentru că ele sunt primele care ajung la o situație de urgență și în funcție de timpul cât a fost când a fost observat acest incendiu, pot să realizeze ei stingerea incendiului sau o rezolvare de situații de urgență. De aceea și în continuare sperăm primările, comunitățile locale o să fie la fel de interesate și vor putea a funcționa prin donație sau prin cumpărare și alte auto speciale, pentru că este în folosul comunităților locale. În timpul acțiunilor de salvare au fost salvate 29 de persoane, 16 au fost adulți, iar 13 au fost minori. De asemenea, 228 de persoane au fost asistate medical. În acest an muncesc la Bistrița mai puțin străini decât anul trecut. Numărul lor practic s-a înjumătățit. Sunt doar 13. Principala cauză este numărul mic de angajatori existenți pe piața muncii. Numărul de angajatori s-a redus la aproape jumătate în acest an. Cauza principală este criza economică. Acum numărul angajatorilor pasivi este aproape la fel de mare ca și cel al angajatorilor activi. Acțiunile de control au urmărit în această perioadă în principal creșterea rolului și eficienței Inspectoratului Teritorial de Muncă Bistrița-Năsăud prin conștientizarea angajatorilor și angajaților cu privire la respectarea legislației muncii și protecției sociale, referitoare la încadrarea în muncă, modificarea, suspendarea și încetarea raporturilor de muncă, achitarea de către angajator a comisiunului datorat de
către ITM, potrivit legii 130, republicate și depunerea registrului de evidență a salariaților, așa cum prevede.